Forțele NATO, criticate de președintele Volodimir Zelenski, au dat undă verde continuării bombardamentelor. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat forțele NATO, după ce au decis să nu creeze o zonă de excludere aeriană în țara lor în timpul invaziei ruse. El a declarat că au dat undă verde continuării bombardamentelor și acest lucru nu îl mulțumește absolut deloc. Volodimir Zelenski a spus despre conducerea Alianței că a dat undă verde continuării bombardamentelor asupra orașelor și satelor ucrainene și a refuzat să creeze o zonă de excludere aeriană. Astăzi, conducerea Alianței a dat undă verde continuării bombardamentelor asupra orașelor și satelor ucrainene, refuzând să creeze o zonă de excludere aeriană, a spus președintele Volodimir Zelenski vineri, miniștrii de externe din statele NATO au participat la o reuniune în care s-a vorbit despre invazia rusă în Ucraina și au discutat despre crearea unei zone de excludere aeriană deasupra Ucrainei, cerută de Kiev. Volodimir Zelensky a mai spus că sumitul NATO a fost un summit foarte slab și pierdut și că și-a dat seama că nu toată lumea e de părere că lupta pentru libertatea Europei e principala prioritate. Sumitul NATO a fost un summit foarte slab și pierdut. Aici am văzut că nu toată lumea e de părere că luptă pentru libertatea Europei e principala prioritate. Puteați închide spațiul aerian al Ucrainei. Nu știu pe cine sunteți capabili să protejați sau dacă sunteți capabili să-i protejați pe membrii NATO, a mai spus Volodymyr Zelenski. Antony Blinken, un secretar de stat american, a spus că singura cale prin care se putea implementa o zonă de interdicție aeriană era ca avioanele să fie trimise deasupra Ucrainei. Singura cale prin care puteam implementa o zonă de interdicție aeriană e să trimitem avioanele deasupra Ucrainei și să distrugă avioane rusești. Iar asta ar putea duce la un război în toată regulă în Europa, a spus Antony Blinken, secretar de stat american.